Mergem mai departe în discuția asta, pentru că ea deschide, de fapt, ocazia să vorbim despre reformarea partidelor politice. Da. O discuție importantă, cred, și întrebarea este așa. De ce nu profitați în opoziție fiind să comiteți gesturi de reformă, cum ar fi retragerea sprijinului politic a unor cercetați penal de la vârful PNL? Să comiteți ceea ce publicul așteaptă, și anume o reformă a leadership-ului, a oamenilor de care PNL se... Știți că în general e foarte greu. Noi vorbim de reformă în partidele politice și în clasa politică românească de foarte mulți ani. E aproape o obsesie. Pentru unii chiar sinceră. Pentru cei mai mulți nu. Pentru cei mai mulți e un clișeu. Gândiți-vă că un personaj pe care l-ați urmărit cu mare atenție, ca să nu zic mai mult, și anume domnul Băsescu, care a fost, iacă, se împlinesc 10 ani, președinte al României, care a avut și pârghiile instituționale, constituționale și suportul public enorm pentru în anumite momente pentru reformarea clasei politice. A și anunțat asta ca obiectiv. Exact. Nu a reușit, dacă analizăm lucid, nu a reușit mare lucru când ne uităm la... Nu a reușit mare lucru. A eșuat de-a dreptul. Mă bucur că spuneți asta, eu eram prevenitor. Nu, a eșuat de-a dreptul și vedem în construcția domniei sale oameni care n-ar avea ce căuta acolo. De la Anton, care a fost pe la dumneavoastră, pe la liberal, Eșecul este recunoscut pentru că partidul domniei sale, PDL-ul, a fost suportul politic și câmpul de reformă, ori la sfârșit spunând însuși Traian Băsescu, eu cauționez PMP-ul, adică un partid care se rupe de PDL, că nu se mai poate și nu se poate, deci asta e recunoașterea unui eșec. De ce am spus asta? Nu ca să scuz eșecul altora, nu ca să mai dau o dată în Traian Băsescu, ci ca să arăt că într-adevăr e greu. Acum, dar de ce e așa greu? Păi, este greu din multe motive. Nici eu n-am crezut, sincer să fiu, că e așa de greu. Pentru că la scară, păstrând proporțiile, în 2009, când am devenit președinte al Partidului Național Liberal, și de atunci încoace, am avut cele mai sincere intenții de a face ceva din această reformă. De fiecare dată însă te izbești de faptul că fie trebuie să operezi într-un cerc relativ închis, cam cu aceiași oameni. În PNL, în conducerea PNL-ului, în numirile, s-au rulat foarte mulți oameni. Eu nu am fost, asta se poate vedea, omul unui grup. Eu nu am avut niște favoriți în Partidul Național Liberal. Ei s-au tot schimbat, am tot încercat. Am adus, încă o dată o spun, oamenii din afara partidului, oameni care nu aveau legătură, să spunem, cu grupurile din partid, cu tradițiile, să le spunem așa, din partid. Tradițiile nu în sens bun, nu mă refer la marele tradiții. Ei bine, lucrurile înaintează destul de greu. S-a mai întâmplat ceva. Iluzia biologică, iluzia pe care probabil mulți o nutream acum 10-15 ani, că biologia va rezolva treburile politice, nu e așa. E deja un lucru acceptat de toți și evocat din ce în ce mai mult. Că biologia n-a lucrat. Că biologia ne și înspăimântă uneori. Că oameni foarte tineri sunt mai răi, sunt ceva mai răi decât cei mai bătrâni, a căror pensionare, la propriu sau la figurat, o așteptam. Dar lucrează în schimb, dacă îmi permiteți, lucrează în schimb DNA-ul și justiția înaintea liderilor politici, pentru că și la dumneavoastră, ca și la PSD, domnul Fenechiu, domnul Becali, domnul Chioariu, domnul Rușanu, dacă doriți, domnul Chițoiu, dacă doriți, au fost scoși din leadership-ul partidului de către justiție, de către procurori, înaintea liderilor. Dimpotrivă, dumneavoastră l-ați susținut pe Fenechiu mult, era să plece în închisoare din fotoliu de ministru. Nu. Aproape, nu chiar, pentru că după prima condamnare, Fenechiu a plecat din minister. Chiar dacă ea nu era definitivă. Regretați, asta vă întreb, pentru că am văzut în discuția online cu cititorii că ați exprimat de fapt acest regret, că n-ați fost mai ferm cu unii miniștri și nu știu la ce s-a referit exact, dar regretați că nu v-ați
odată că i-ați numit, ca să fim clari, odată că i-ați numit pe acești oameni care invariabil toți au avut mari probleme cu procurorii, cu justiția. Nu toți. Și doi, dacă regretați că nu v-ați disociat mai repede de ei. Nu. Uitați-vă, nu, odată că de nu fapt, toți. De fapt, nu, nu v-ați disociat deloc. Odată că nu toți. Haideți să vedem că miniștrii, nu știu, de la Eugen Nicolaescu la Lucia Varga, n-au avut nicio problemă cu justiția. Doi, există miniștri care, sau oameni din poziții guvernamentale care au plecat, nu pe vreun banditism, ci pe niște litigii cu ani, ca Eduard Helvig sau ca Dan Mihalache, care iată azi în sentință definitivă este omul nevinovat. N-am discutat despre ei. Bun, păi atunci despre să cei care au toți. Probleme cu justiția. Daniel Chițoiu, deocamdată, este, mă rog, a obținut cu votul PSD-ului, nu atât, nu al PNL-ului, blocarea deocamdată a cercetării, dar Daniel Chițoiu a fost schimbat din guvern nu de DNA, ci de noi, de Partidul Național Liberal, pe motive care nu țin de justiție, evident, că nu e treaba noastră. Dar Rușanu nu mai era în partid. Nu cred că DNA-ul poate să facă lucruri bune pentru justiție, pentru combaterea corupției. Desigur, împreună cu instanțele, dar reforma politică nu o poate face. Adevărul e că o face. Nu o face. Nu știu dacă asta e scopul lor, să facă reforma clasei politice, mă îndoiesc că asta Tabalaga e ținta lor. Nu poate să o facă. Dar rezultatul acestor acțiuni este că se mai curăță partidele. Eu înțeleg și urmăresc de ceva vreme, că nu doar dumneavoastră ne urmăriți pe noi, și noi vă urmărim pe dumneavoastră. Cum să spun, înțeleg entuziasmul ăsta, nu-l împărtășesc, dar înțeleg entuziasmul ăsta și, pe părerea mea, această nouă iluzie. Dom'le, politicienii n-au fost în stare, lasă că niște procurori bine antrenați, tineri, care au alte surse de inspirație decât, mă rog, cele autohtone și alte modele, și asta e foarte bine, vor face, nu pot face treaba politicienilor, pentru că atunci ar fi simplu, stingem lumina, terminăm cu partidele, facem un DNA bun și avem democrație. Știți că asta e o iluzie? Pentru că odată DNA-ul nu poate sau poate uneori încă nu vrea să-i ia pe toți la întrebări care ar trebui luați. Doi, pleacă unii, ce s-a construit în spate, ce rămâne în spate. De ce, uitați-vă, revenim, de ce, cum mă întreabă cineva, cum mă întreba și în discuția dinainte și cum în general mă întreabă, domnule, dar cum ai putut să crezi că PSD-ul se schimbă? Păi am putut să cred că pentru că PSD-ul se putea schimba și lucrurile se puteau schimba, dar se pot schimba numai printr-o acțiune conjugată la un moment dat a unor lideri politici. Eu am crescut într-un lider tânăr al PSD. De ce e PSD-ul atât de puternic în continuare în România, deși n-a reușit niciodată să procure nici măcar asistență socială reală? N-a reușit să procure nimic. Pentru că sunt niște mecanisme ale societății, pentru că sunt niște rețele pe care această societate dinainte 89 și de după trăiește și care sunt foarte greu de spart. În sensul acesta, reformă politică e greu de făcut. Intelectualii vor reforma mâine. Nu. Mulți dintre ei dubioși din punct de vedere moral. Mulți dintre ei mult mai ușor de cumpărat decât un politician. Haideți să privim adevărul în față. Când vorbesc de intelectuali, mă refer la intelectualii care au... La cine vă referiți? Pe cine aveți în vedere? Vreți să vă dau nume? Am putut constata... De preferință, am putut constata și în viața politică faptul că aduci oameni din afară, speri în statura lor intelectuală, în prestigiul lor extrapolitic și vezi că foarte repede deprind obiceiurile politicienilor și le practică și mai abitir. A venit foarte greu, foarte greu acești pași către reformă. Nu pot să vă spun că sunt foarte optimist sau nici pe departe mulțumit, dar atâta vreme cât voi fi în politică, în Partidul Național Liberal, voi face aceste eforturi, căutând noi și noi oameni, încercând să stabilim niște mecanisme prin care, până la urmă, oamenii să înceapă, mai bine, mai rău, dar să înceapă să facă politică pe direcția corectă. Eu am spus cândva că disputa stânga-dreapta e falsă. Toate partidele sunt într-un fel de stânga în România, pentru că în continuare scopul intim al tuturor partidelor, chit că au trecutele la PPE sau chit că îl cheamă liberal, este să pună mâna pe structura de stat a puterii, să obțin niște posturi de directori, să obțină niște poziții prin care firmele prietene să facă afaceri cu statul. Asta este... Uluitoare sinceritatea noastră, 80%. Pentru că știți ce mă pregătea să vă întreb.
următoarele. Dați-mi un exemplu din conducerea PNL de lider, care nu e angajat la stat, care nu câștigă bani din afaceri cu statul, care are propria afacere, da, în antreprenoriatul privat și performant, nu capitalismul de stat. Un exemplu. De lider. Da. Nu de omuleț care e undeva prin PNL. Lider. Probabil că pot să vă dau. Păi sigur, care? Sunt toți parlamentari și spune că sunt angajați la stat. Da. Nu luați asta în calcul. Nu. Păi, stați puțin. Nu. Păi au afaceri private în mediul privat, fără legătură cu statul? Asta e o condiție importantă dacă vorbim de liberal, domnule liberalism, Tapalagă, antreprenoriat. Știți, dumneavoastră știți că noi auzim pe mulți când apar pe la televizor sau sunt căutați. Eu n-am avut niciodată, n-am afaceri cu statul. Știți că sunt foarte puțini oameni în România care nu au afaceri cu statul? Giga oameni de afaceri. Mm-hmm. Ion Țiriac. Din păcate. Să zic, Ion Țiriac. Alți mari oameni de afaceri. Afacerile poate nu sunt cu statul, dar relația lor cu administratorii acestui stat, cu guvernele acestui stat, atins întotdeauna să fie foarte bună. Da, încă o dată, un antreprenor în conducerea PNL, unul pe care să-l recunoască piața ca fiind un veritabil om de afaceri, aveți? Păi uitați-vă, noi când aveam, acum în acest moment nu, când deci avem, atunci, nu, stați puțin, când am avut, nu spuneți că sunt reprezentanții liberalismului. Când am avut antreprenori importanți, gen Cataramă sau gen Patriciu, era un scandal enorm. Depinde ce făceau și ei. Nu era un scandal doar că sunt. Eu despre asta vă întreb. Adică, lumea nu se scandaliza că sunt antreprenori. Vă întreb. Un antreprenor important a fost, să zicem, domnul Videanu. A avut el vreo legătură cu statul sau nu? A făcut el din Partidul Democrat Liberal un partid de dreapta sau nu? În Partidul Național Liberal sunt oameni, sunt avocați, sunt, nu pot fi mari oameni de afaceri, pentru că intră sub regimul incompatibilității. Nu m-a referit la masa membrilor de partid, acolo găsim, da, într-adevăr, găsim tot soiul de antreprenori. Dar leadership-ul reprezintă... Domnul Tapalagă, leadership-ul unui partid este alcătuit din politicieni, nu din oameni de afaceri. Dar poate ar trebui să fie de sămânță acolo. Păi s-a încercat modelul Berlusconi. America e o țară a business-ului. Obama nu e un om de afaceri. Poate conduce sau nu America? O poate conduce. Nu avem... Pe cine doriți să avem în conducerea partidului ca mari oameni de afaceri? Nu în conducere, ci în leadership. În prima echipă de lideri. În primii 10 oameni care reprezintă Partidul Național Liberal. Ei sunt politicieni toți, mai buni sau mai răi. Și așa se întâmplă în orice partid. Poate că așteptările publice, și sunt convins că astea sunt, e ca la vârful partidelor să se schimbe generațiile de politicieni pur sânge, cum spuneți dumneavoastră, de oameni care speră să ajungă acolo în vârful partidului, să mai pună mâna pe o funcție de la stat, să mai pună mâna pe un contractel cu statul, dacă se poate, și să apară și alte figuri de performeri, de performeri în economie, de performeri în alte domenii, dacă doriți. Domnule Tapalagă, asta e altă mare păcăleală. Și o autopăcăleală pentru unii, doi o păcăleală pe care vor să o vândă altora. Dom'le, în politică, în partide, deci și în guverne, în politică trebuie să fie politicienii performeri. Performerii din alte domenii trebuie să fie, să-și vadă de domeniile acelea. Rostul politicii este să dea șansa ca cei mai buni să facă performanță în domeniul lor. Iar în politica românească este un lucru simplu, trebuie să ajungem în situația în care partidele să fie conduse și linia să fie impusă de oameni care doresc puterea și doresc să facă politică pentru a impune un anumit curs unei societăți, nu pentru a obține contracte, avantaje văzute sau nevăzute. În sensul acesta există în Partidul Național Liberal oameni care vor să facă asta. Este greu să-i așezi pe fiecare, pentru că uitați-vă ce se întâmplă când se face un guvern. Dacă e un om foarte tânăr sau foarte puțin cunoscut, cine e ăla? Dacă e un om care a mai fost, de ăsta am mai auzit. Dar astea sunt probleme care pot fi depășite.